De ce război? Să spunem nu. Nu armelor, nu râurilor roșii. Să spunem nu și eu și tu, căci pacea, nume sfânt ne-au dăruit strămoșii. Ei au luptat războiul crunt, război nici când curat, dar sacru. Să ne ajungă pace și în mormânt, așa dorit au ei, nu și-au dorit masacru. Ei n-au luptat pentru medalii, ci și-au dorit sfârșitul agoniei, ca noi azi să trăim în zi de pace, sub soare pașnic, să ne creștem azi copiii. 9 mai, zi cu soare și cer senin, e pace, e liniște în țară. Cunoaștem noi, generația de pace, prețul păcii pe pământ. Marcată la 9 mai, în majoritatea țărilor URSS, inclusiv și în țara noastră, ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial sau marele război pentru apărarea patriei, rămâne a fi în amintire una din cele mai sângeroase conflagrații în istoria omenirii. Ziua de 9 mai a fost oficial ziua când întreaga civilizație a fost să triumfeze biruința asupra fascismului. Zi care vine să capituleze, să comemoreze capitularea Germaniei în cel de-al doilea război mondial, semnată la Berlin, seara târziu, la data de 8 mai 1945. Doar diferența de ore atunci la Moscova a făcut ca în dimineața zilei de 9 mai să se știe despre victorie. Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în paginile de istorie, ci și în viața, în istoria unor familii, în inimile buneilor și străbuneilor noștri, în sclipirile focului veșnic, în sufletele celor care înțeleg tragedia acelor ani și lecțiile dure scrise cu sânge pe care ne-a oferit-o nouă întregii omeniri, cel de-al doilea război mondial. Onorată asistență, mitingul de comemorare dedicat aniversării 76 a victoriei asupra fascismului îl considerăm deschis. Vă rugăm să onorăm imnul și drapelul de stat al Republicii Moldova. Veterani de război, dragi drochieni, onorată prezență, oricât de groaznice au fost conflictele și războaiele în ultimele decenii, ele nu pot fi comparate cu bilanțul celui de-al doilea război mondial. Acesta a durat 6 ani, fiind cel mai dramatic, mai sângeros și mai costisitor din istoria omenirii. Mai mult de 50 de milioane de oameni uciși pe fronturi, milioane de victime în rândul populației civile, valori culturale pierdute. În acest război au luptat 10.000 de locuitori ai Republicii Moldova, din care aproape 2.000 din raionul Drochia își odihnesc osemintele în pământuri străine. Astăzi, 9 mai, tradițional marcăm ziua victoriei și comemorăm eroii căzuți pentru independența patriei. Ziua de 9 mai este sărbătoarea mai multor generații. Pentru fiecare dintre noi, ziua victoriei este ziua când realizăm că trebuie să prețuim viața și pacea. Și să nu uităm că acest pământ străbun își dea până istoria de secole. A fost totdeauna apărat cu cinste, fiind stropit cu lacrima, sudoare și cu sângele strămoșilor. Prezența noastră an de an lângă acest monument este expresia recunoștinței și cinstirii memoriei eroilor care glorios au știut să moară apărându-și patria. Dragi veterani, astăzi în mod special doresc să-mi exprim gratitudinea pentru curajul, dârzenia și patriotismul de care ați dat dovadă pe câmpul de luptă. Ați făcut acest pentru părinții voștri,
frați, surori, soții și copii, dar și pentru noi, cei care peste ani vă suntem recunoscători. Chiar dacă au trecut mai bine de 7 decenii de atunci, evenimentele încă parcă sunt vii în inimile multor veterani, care nu s-au temut de moarte pentru care noi să avem un viitor mai bun, să nu știm ce e acela un război, foamete și frică. Vă mulțumesc din suflet. Țin să vă comunic că în scopul susținerii materiale participanților la cel de-al doilea război mondial, din fondul de rezervă al Consiliului Raional Prochia, au fost alocate mijloace financiare din contul cărora veteranii celor de-al doilea război mondial beneficiază de câte 10.000 de lei, iar persoanele asimilate participanților câte 5.000 de lei. Dragi drochieni, cu ocazia zilei victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei, în numele Consiliului Raional, aparatului președintelui Raionul Drochia și al meu personal, vă felicit din toată inima și vă adresez tuturor dumneavoastră, familiilor, rudelor și apropiaților dumneavoastră, tuturor locuitorilor Raionului Drochia, urări de sănătate, liniște, prosperitate și viață lungă. Doresc ca să comemorăm această zi cum se cuvine, ca să nu uităm niciodată sacrificiile generațiilor dinaintea noastră. Mulțumim pentru pace veteranilor, care din păcate sunt din ce în ce mai puțini. Timpul nemilos îi ia dintre noi pe ultimii eroi și pe ultimii martori oculari ai acelui calvar. Fie veșnic vie amintirea celor căzuți în lupta marilor război pentru apărarea patrie, fie pace mereu. S praznicăm vas, dragie nașă veterană, s Dniom Pobedă! În continuare, rog ca în sunetul salvilor să păstrăm un minut de reculegere în memoria celor care s-au jertit pentru țară și popor. Vă mulțumesc! Dragii noștri, trebuie să nu dăm uitării și să manifestăm mereu profundul respect pentru eroismul buneilor și al străbuneilor noștri. Nu doar pentru cei ce au căzut pe timpul de luptă, care au ținut piept dușmanului, dar și pentru cei care au contribuit la făurirea victoriei comune în spatele frontului, care au reușit să supraviețuiască în timp de restriște al ocupațiilor fasciste. Cu mare greu confirmăm totuși că cu fiecare an rămân tot mai puțini printre noi. Invităm în fața microfonului doamna primar de Drochia, doamna Nina Cereteu, cu un cuvânt de comemorare. Onorată asistență, stimați drochieni, ziua de 9 mai este un prilej pentru a ne reaminti ce înseamnă pacea pe pământ. Pacea care a fost obținută cu prețul a milioane de vieți omenești. Amintirea eroilor celui de-al doilea război mondial se regăsește în memorialele și monumentele înălțate în cinstea lor. Ziua de 9 mai adună locuitorii orașului la monumentul eroilor. Pentru că generațiile se schimbă, valorile însă rămân neschimbate. Pacea și libertatea, demnitatea cetățenească, rămân a fi principalele repere care determină atitudinea noastră față de viață. Suntem profund recunoscători pentru faptele de eroism săvârșite de ostașii eliberatori, pentru curajul, bărbăția, sacrificiul și patriotismul de care au dat dovadă ei în cea mai crâncenă luptă a secolului trecut. Anume, datorită lor, avem astăzi acest cer senin și pace pe pământ. Într-adevăr, viața însă își urmează cursul său și an de an îi avem tot mai puțini alături. Astăzi, în orașul Drochia, nu mai avem, din păcate, în viață niciun veteran de război. Avem în viață o persoană care este asimilată veteranilor de război. Și nouă nu ne rămâne altceva decât să ne închinăm în fața eroismului lor și să facem tot posibilul pentru ca să nu mai existe războaie, pentru ca să nu mai existe foc, să tragem lecții din istorie, din trecut, să le cinstim memoria și fie veșnică amintirea eroilor care au luptat în cel de-al doilea război mondial, fie veșnică pacea pe pământ. Vă mulțumesc! Mulțumim mult și acum cuvânt de comemorare o oferim șefului secției administrativ-militare a Raionului Drochia, domnului Adrian Ursache.
onorată asistență, 9 mai este ziua victoriei și a comemorării eroilor care au luptat pentru independența patriei, pentru care au căzut pe câmpul de luptă. Sincere felicitări și urări de sănătate celor care au luptat și au dat dovadă de curaj, dârzenie și patriotism atunci când s-au dus în luptă, asigurând un viitor pașnic și liniștit pentru noi și urmașii noștri. Faptele de eroism, sacrificiile și curajul participanților la război au fost decisive. Iar numeroasele vieți care au căzut pe câmpul de luptă nu ne lasă nici azi indiferenți. Sincere mulțumiri celor care au depus toate eforturile pentru a asigura un viitor pașnic pentru noi și generațiilor viitoare. Demnitatea, patriotismul și curajul constituie pentru noi un exemplu demn de urmat. Ostași întorși dintr-un război cumplit sunt triști de pierderile umane și viețile că au supraviețuit. Ei sunt eroii noștri, sunt îngeri păzitori căci au luptat cu dinții pentru Moldova lor. Câmpuri sângerate, ciruite de gloanțe, ei suflete durute, trăiri fără speranțe, cadavre pretutindeni și îmbrăcați în zdrențe, pământul roș în sânge și groaznici suferințe. Fără un strop de apă, fără o fărâmitură, ei s-au luptat cu moartea, o strașnică tortură, și toți ostașii noștri cu forța au înfruntat războiul, foc satanic și gura cea de iad. Invităm în fața dumneavoastră eleva Liceului Boiarnitski din orașul Drochia, Margareta Nikitin, a toi vaine. Show.
mulțumim. Cel puțin 60 milioane de oameni au murit în acest crud război. Cifrele includ victimele actelor de genocid, holocaustul și victimele bătăliilor incredibile și sângeroase în Europa, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific, victimele bombardimentelor masive asupra orașelor, includ actele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, bombele incendiare ale orașelor Dresda și Pfäffersheim în Germania. De neuitat sunt clipele de groază și momentele dramatice ce le-au trăit copiii înfometați, tinerii, vedovele, în orașele capitulate Leningrad, astăzi Sankt Petersburg. Acele momente fiind impregnate cu sânge în inimile celor ce au fost marcați, a cărui destin și astăzi este marcat de acele groaznice clipe. Anume, aceste momente au fost impuse în rândurile care vor suna în următoarea piesă. Invităm în fața dumneavoastră Bianca Recean, eleva școlii de muzică din orașul Drochia, Belie Panamă. На полянке детский сад, чьи-то внучки, чьи-то дочки. Панамки их торчат, словно белые грибочки. Ах, какая благодать! Небеса зазурятились, до реки рукой подать. Thank you.
mulțumim. Protestele lăuntrece împotriva celor zile dramatice, împotriva războaielor și a calvarului trăit de omenire, se găsesc în versurile, șirurile și gândurile gătite pe buzele celor ce doresc să trăiască astăzi sub cer pașnic, cu soare, în zi de pace. În fața dumneavoastră vine Antonina Kalutsky, eleva liceului Vladimir Boiarnitsky. Вы, птенцы, хоть раз в жизни видали войну, эту мертвую гавань, печаль, тихий скрежет. Вы хоть раз защищали родную страну, вы видали, как сталь злобно колет и режет. Вы рыдали над телом у голых берез, вы молились ночами, стоя на коленях. Вам знакомы потоки пылающих слез? Вы бывали над дома в сгоревших ступенях? Может, вы убивали? Дрожащей рукой направляли винтовку в самое сердце? Может, вы заслоняли солдата собою и смотрели в глаза озверевшего немца? Может, видели смерти, сами страдали? Хранили погибшего после войны. Может, вы все на свете победе отдали и ждали, как Бога, той самой весны. Вы не знали войны, и молю вас, не знайте. За победы отдали мы части сердец. Вы великие годы вовек вспоминайте. Пусть они обвенчают страдания конец. Мульцумим. Dragii noștri, invităm în fața dumneavoastră cu o piesă doamna Zoia Petrov, profesoară la Școala de Muzică pentru Copii din orașul Drochia, Ofițerskie Jone. Я живу между сном и письмом, и мы встречу должны с тобой выстрадать, чтобы снова расстаться потом. Это время дает нам задание, ведь мы оба на службе с тобой. Носишь ты офицерское звание, я служу офицерской женой. Офицерские жены не давали присяги, и приказ по вагонам это просто судьба. Офицерские жены на дорожку присядет, и слеза на погоны упадет, как звезда. Платья белые черными платьями могут вдруг за мгновенье стать. И тогда лишь солдатские матери смогут жен офицерских понять. Я согласна.
лишь бы только быть рядом с тобой. И молюсь я ночами бессонными, чтоб не стал офицерской вдовой. Офицерские жены не давали присяги, и приказ по вагонам — это просто судьба. Офицерские жены на дорожку присядем, и слеза на вагоны упадет, как звезда. Жены на дорожку присядем, и слеза на погоны упадет, как звезда. Mulțumim foarte profund. Aceste versuri, aceste note rămân să fie impregnate strâns, adânc în inimile, în memoriile noastre, spre a pune preț pe pacea pe care astăzi o trăim. Ostașii căzuți atunci în câmpurile de luptă au devenit astăzi obeliscuri. Erau tineri, voiau să trăiască, iubeau viața și aveau planuri de viitor. Însă, pentru ei a fost ceva mai presus, mai de preț decât viața, destinul patriei. Invităm în fața dumneavoastră domnul Veceslav Mazur. По степи только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная сеть пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и теперь надо мною она кружит. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
primăvară, unghiuri de cocoare vin asupra plaiului nostru. Ele, traversând dintr-un capăt în altul și aducând aminte de acele clipe și acea primăvară anului 1945, cocoare care plecând nu s-au mai întors, sunt eroii noștri, cei care au luptat pentru izbândă, pentru ca noi astăzi să avem soare pașnic asupra capului. În fața dumneavoastră ne vine eleva liceului Boierniţchii, Sofia Cârmu, чтобы не было войны. Остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтоб с ним Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помню прадеда я, орденами его дорожу, что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у Кремлевской стены. Нашу память хранить, словно прочная нить, что связалась с годами войны. И я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтоб снились всегда только добрые сны. Чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Хочу, чтобы не было больше mai sungeroase conflagrații în istoria omenirii. Iar astăzi, ziua de 9 mai, rămâne totuși a fi una dintre cele mai frumoase, cea care sărbătorește pacea pe pământ, cea care ne spune că războiul, gura cea de iad, a rămas în urmă. Iar noi, eroii acestei zile, cele
care păstrăm pacea pe pământ, care le dăm onoare și cinste celor care au căzut la datorie, sărbăm astăzi una dintre cele mai frumoase clipe, cea a amintirii, cea mai frumoasă piesă, Ziua Biruinței, interpretată de formația Sudarușca. La datorie sunt prezenți și astăzi fețele bisericeți, părintele Elisei Vuluță și părintele Mihail. Aceasta este ziua pe care a făcut Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim.
dăruindu-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea prin moarte pe când, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâniți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormiților, rugurile te vățașilor căițuți, în adulere îți voi mondial și pentru casliță iertilor. Toate reșelă ce de voie și ce află de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Adună Dumnezeu să așele sufletele lor, unde toți drepții se odihnesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mila lui Dumnezeu împărăția celușoare păcatelor, la la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să reșirim. Doamne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învire și viața, și odihna sufletul adormiților, rogilor Tău, slașilor crezuți, între adulere Ți voi mondial, Hristoase Dumnezeu, nu și Ție, măririță nățim, împreună cel princip datul Părinte, și preasfântul și bunul și viață către Te Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele robilor Tăi, unde nu este dure, veni scârbă, Iisus fiind la grobii cu cântare. Aleluia! 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 Pentru fericită adormire veșnică odihnă, pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, părinților și fraților noștri căzuți în acelor război mondial și le fă-lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Sufletele lor într-o bunătățe vor sălășlui și seminția lor va moșteni pământul. Vecnaia pamia, vecnaia pamia, vecnaia pamia. Pomenirea lor din neam în neam. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Domnul Dumnezeu să ierte și să-i odihnească cu drepții, să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Sunt generația anilor de pace, încredințând toată ființa că astăzi pacea este în mâini de nădejde. Onorați oaspeți, tradițional în această zi de 9 mai, ziua biruinței, și noi, comunitatea civilă, venim să depunem flori ale recunoștinței la monumentul instaurat în memoria celor care au căzut pentru apărarea patriei, monumentul eroului necunoscut. Я вам скажу, когда началась война, мне было 6 лет. Я
как дети войны называются сейчас. Кончилась война, мне уже был 11-й год. Я жил в то время в Белоруссии, город Могилев. Город Могилев был уничтожен, стерет с лица земли. Но если кто грамотный читает, по докладе Иосифа Виссарионовича Сталина о Могилеве, я лично видел, как издевались над народом немцы. Нас, когда зашли только немцы, сразу влево, вправо, влево, вправо люди заметили. Почему-то евреев уводили вправо, нас влево. Я не попал под эту... Евреев сразу при нас расстреляли, прямо речка была, кровь красная. Да, это очень жестко было, очень жестко было. Лично нас потом вывезли из города. Вот, мы там прятались в окопах. Да. Вот, видел лично, как вешали русских людей. Видимо, это или партизаны, или солдаты. Всех людей собрали на площадь. Вот, и немцы так красовались на лошадях специально. Показывали людям, что вот они хозяева. Вот. Тяжело было, очень тяжело было. Хорошо помню, после войны очень трудно было в городе. Но люди выжили. Старались всем, чем могли, помогать друг другу. И, слава Богу, сейчас я вот часто там бываю. Люди очень... празднует День Победы. Обязательно, каждый год я прихожу в этот день сюда. У меня слезы на глазах всю неделю до 9-го. Здесь это мой свекр. Он россиянин, но он освобождал Молдавию. И когда в Магнитогорске ему предложили по выбору несколько мест республик, которые надо было бы... обустроить, вот так будем говорить, он выбрал Молдавию. Почему? Потому что мы из Магнитогорска, он тогда жил в Магнитогорске, он сказал, в Молдавии очень добрые, очень приветливые люди, и я хочу только там свою семью, значит, отвезти свою семью только в Молдавию. Я ему за это очень благодарна, потому что он привез сюда своего сына, и я за него вышла замуж. Вот. Сейчас. А это мой дедушка из Китрос. Да, это мой дедушка Китровский, и вот он также был на войне, он также прошел войну, и я ему также за это благодарна. И мы с детства чтили и чтим этот праздник. И спасибо властям республики, что они не запрещают. Этот праздник очень важен, так как у нас воевала бабушка, она была сын полка, и также дедушка воевал, и он дошел до Германии. И нас с детства приучали любить этот праздник и помнить своих родственников. Thank you.
Извиняюсь. Жирно. Где ты, баба? Направо. Бу! Так, марш!